Apropo de educație, singurul lucru, din punctul meu de vedere, care poate salva țara asta în momentul de față este doar educație. Doar educație. Doar educație, da. Pentru că dacă ești educat, sunt alții care spun așa, educația, sănătatea și nu știu ce infrastructură. Nu. Dacă ești educat, vei ști, vin de la sine. Ai văzut? Vei ști că ai nevoie de infrastructură, vei ști că ai nevoie de aia, vei ști nevoie de aia, pentru că ai ceva în cap. În momentul în care faci lucruri și nu ești educat, nu se știe. Iar educația nu trebuie făcută de la vârful piramidei, știi? De ce spun chestia asta? Că mă întrebai mai devreme, de apropo de educație și cum vezi tu lucrurile cu educația și ce ai schimba. N-aș schimba doar în sistemul non-formal pe care îl cunosc. Eu aș schimba în sistemul, în tot sistemul. Tot sistemul, clar. Eu întrebam atunci la... non-formal că e specialitatea da, ta. Bun. A fost specialitatea mea pentru că acum nu mai lucrez în sistemul învățământ de stat. Lucrez în particular. Dar în sistemul de învățământ de stat aș schimba următorul lucru. Nu aș schimba vârful piramidei. Adică n-aș pleca cu schimbările de la București spre extremități. Aș veni de la sat, de la ultimul cătun, aș veni spre oraș. Orașele de mine de rău încă mai au școli.